Studiez profilul uman la un liceu din București, Ștefan Demetrescu. Sunt student la Facultatea de Teologie Ortodoxă București, tehnicianul turism și alimentație. Sunt elevă în Colegiul Național Cale Strahova din Tecoci și studiez profilul filologie jurnalism. Sunt student la Facultatea de Științe Juridice Sociale și Politice din Galați, la Universitatea Dunărea de Jos. Îmi place ceea ce fac, sunt pe ramura administrație publică. Sunt la profil designer vestimentar la grupul școlar industrial Tecoci. L-am avut drept exemplu pe fratele meu mai mare și am fost îndrumată în primul rând de părinți. Apoi a urmat decizia mea personală. La început fiind mic, să spun așa, decizia nu mi-a aparținut în totalitate. Am avut un părinte duhovnic care m-a îndrumat și părinții. Și mi-a plăcut. Și decizia a venit ca o comuniune, ca să zic așa. Am fost la Facultatea de Filologie Bilingvă Engleză din Tecuci, la Spirul Haret, și din liceu mi-a plăcut să comunic cu oamenii și cu publicul. Și bazându-mă pe calitatea asta de a discuta cu publicul și cu oamenii, m-am decis să dau la administrație publică. Decizia a fost a mea personală. Părinții mei m-au îndemnat de a-mi alege singură drumul în viață. Cu sprijinul părinților mei, ei m-au îndemnat să dau la acest profil și nu sunt dezamăgită și le mulțumesc de față acum că m-au îndemnat să dau la acest profil, deoarece îmi place ceea ce fac. Tot ce am făcut, pe cont propriu, adică nu am fost ajutat de nimeni. Mi-a plăcut, în primul rând, am avut ambiție și dacă toți ceilalți au putut să facă ceva, eu mi-am zis că eu nu pot să fac și eu ceva. Adică să continui o facultate, să fac un master și să devin și eu ceva în viață, nu? Mai întâi aș vrea să demonstrez că și un copil rom ar putea să înveți să fac mult mai mult decât poate să facă unul de alte etnie. În prima parte a fost disciplina. În seminar cu toții știm că se impune anumită disciplină. După disciplină urmează deprinderea. Și în ultimă instanță credința. Credem. Prima dată a fost disciplina, apoi deprinderea și apoi credința. După ce termin facultatea, fac un master. La anul o să mă scriu și la altă facultate și probabil cu ajutorul lui Dumnezeu doctorat. În viitorul apropiat, tot la fel aș vrea să lucrez într-o instituție care să lucrez cu publicul și să ajut pe ceilalți, mai ales pe oamenii de etnie romă, pentru că nu au fost susținuți de cineva și nu au avut resurse financiare de ajuns pentru a continua un liceu și o facultate, chiar dacă ei au talent. După liceu aș vrea să dau la o facultate destul de bună, pe partea tot de jurnalism, deoarece îmi place ceea ce fac în acești ani de liceu și dacă totul va ieși cum îmi doresc în acești 4 ani, îmi doresc ca la facultate să mă bazez tot pe ceea ce fac în liceu. Aș vrea să merg la o facultate mult mai bună, ceva artistic. Motivația, în primul rând, pentru că, de fapt, nu doar pentru un elev rom, și pentru toți. Dacă ai motivația de a face ceva și de a-ți dori, sigur o să reușești. Să continui studiile, să facă studiile. Asta e cel mai bun sfat. Nu știu, să aibă încredere. Păi, în primul rând, îi trebuie ambiție. Așa cred eu. Și să aibă credință. Și, nu în ultimul rând, trebuie și resurse financiare. Pentru că dacă nu sunt resurse financiare, nu putem să continuăm și noi liceu, facultate și ceva. Deoarece am și eu frații mai mici, am un frate și o soră mai mici ca mine,
și le doresc tot binele, așa le doresc celorlalți copii de aici din comunitatea noastră. Sper ca toți copiii să se dezvolte pe acest capitol, pe educație, să pună accent mai mult pe tot ce înseamnă carte, să aibă așteptări mai mari, să aibă încredere în ei și să nu se lasă niciodată doborâți de motivul precum că ar fi romi.